Я домой хочу. Ai obosit, zice, a? Bine ați venit pe șantierul Rândurica. Multă muncă, bam, p***a. E half past ten. Cine știe să citească ceasul așa ca mine? Nu știu că asta e rămas în urmă. Vă salută fratele Conacu, a.k.a. Manny Scusito astăzi. Bă, și suntem într-o postură puțin mai avansat așa decât trebuia să fim cu vlogul, de mă raportez la vlog. Și anume, suntem cu construcția pusă în picioare deja. Ne-am apucat de teras și o să vă fac un plan așa cât puteți să vedeți. Tu te rog să te bagi acolo în colț. După cum puteți uita, am avansat puțin, am pus-o în picioare, ne-am chinuit. Avem și niște OSB pus sus, dar o să-l dăm astăzi jos. De ce îl dăm astăzi jos? Bă, nu suntem de meserie, dar facem noi, că învățăm. Îl dăm jos pentru că nu a picat fix pe grindă la îmbinare. Și nu putem să lăsăm așa. Eu am vrut să las așa, zic, bă, îl pun doar să acopere, pun folie anticondens, îi fac cu șipcă, bam, 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 bagă pisica aia mieunată în continuu, cred că o să mieune pe tot live-ul, ca un veterinar lângă mine, dar astăzi facem profi. Așa că ne apucăm, suntem în ziua a doua, practic, de terasă, ne-a luat o zi să o ridicăm, mă rog, o zi. Am lucrat vreo 5-6 ore, 6 ore cam așa. Am pus tâlpii, nu este foarte stabilă încă ancorată. Lucrăm în continuare pe cămășeală. Am niște probleme pentru că ne-am luat după șapa turnată, care era un pic mai strâmbă. Ăsta a rămas în doi. O să vedeți că o să fie ca lumea. Ce vrem să facem? Vrem să facem terasa. Astăzi ne ocupăm de acoperiș și prima treabă, acoperișul. Exact ce facem astăzi. Dăm OSB-ul jos, îl măsurăm, îl tăiem, îl punem iar. După ce venim cu tot OSB-ul pus pe acoperiș ca lumea, folie anticondens prins în capse, după care plecăm să dăm comandă de șipcă, care undeva la Neferal, la noi, un kilometru de diferență de noi. Mâine vine tabla pe care am cumpărat-o, dar n-am avut cu ce să o aducem de la Dedema, nu, de la Horbach. Păi mai bibilim noi ce mai e, deci nu trebuie să ne rupem, dar trebuie să facem treabă. Am ratat prima zi, dar a doua zi am luat-o. Apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uitați un comentariu acolo, că mă ajută super, super mult. Îi dăm drumul la treabă. Muncim cu drag și fără spor pentru al Conacului în viitor. S-a mai dus un bit. Un bit. Ia completați în comentarii voi. Ce face omul cu mâna lui se numește lucru. Drag și spor pentru al nostru viitor.
E nu pe la treabă, vecine. La treabă. Tot. Urma să... Când ajung la pereți, trebuie să vorbesc și cu Marta, să vedem cum fac aici. Mama împinge și eu trag, ce mai ișoară-mi fac. Hop, sarmala. Bă, e bine cumva, mai multă muncă, dar e bine că l-am dat jos, că este ca lumea tată. Și munche pe munche. Stau și pe ea, fără grijă, fără frică. E pe lângă. Asta nu mai e. Deci fiți atenți. După cum vedeți, din zilele astea sunt... Dacă mai faci, dă două ori așa, mă dai jos. Sunt mai late așa, decât sunt mai late așa. De ce s-au pus așa? Pentru că au mai multă fibră și rezistă mai mult. E aproape două ori ceasul. Am terminat OSB-ul, deci mă dor genunchii, zici că ultimele fâșii acolo ne-a încărpit, că ne-a mai rămas, uitați și vă ce mai e pe jos. Ne-a mai rămas o daia. Și le-am cărpit acolo puțin, din două bucăți, așa. Mă duc sus să mai prind ultima parte, în afară de prima, cred că e prinsă, toate alea de acolo. Mă urc sus să-i dau cu de-asta, după care întindem anticondens, sus deasupra, bam, îi dăm cu capse și ce ne-am propus pe ziua de astăzi de antrenat. Hai să vedem sus.
Ioi. Ia dă-mă coace. Ai obosit, ziceai, a? Dar măcar am acoperișul, bă. Bă, n-am mai pus eu niciodată ăsta. N-am mai pus eu așa ceva. Nu știu dacă trebuia mai pus și ăsta, dar oricum o rămânea cam la 25 de metri. Și l-am fost așa. Haide. Ziua cum trebuie. Facem niște curățenie, ca așa să face tată. Mai salvezi o șaibă, un șurube. Nu știu unde am pus aia. Bă, între timp ne-a venit tabla. Aici a fost lovit. Să văd cât de groasă e, să știu cât o să ne chinuim, știi? Na, bad. Ne-a venit tabla, avem 4x26, 6 bucăți. Am făcut și niște curățenie pe aici, am pus fier la fier. După cum puteți vedea, de jos în sus am mai arată niște uțane. S-a mai închegat. Bă, dacă nu mi-e una pisica aia, dă-mă spar, băi băiat. Am pus și noi aici tot ce aveam pentru grătărel. Ia uite. Așa. Am pus aici sculele. Mașinile sunt în casă, trebuie să băgăm și flexul ăsta. Pentru ziua de astăzi am terminat. Pentru ziua următoare, vlogul următor, trebuie să punem acoperișul. Ăsta e ultimul hop de mă enervez. De ce mă enervez la el? Mă sună unul. Da, fată. Stai puțin la telefon. Mă bag să vorbesc eu cu fetița asta. O fană care îi place de mine și nu știu ce vrea de la capul meu. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Ne vedem în următorul vlog în care trebuie să punem acoperișul, adică tabla. Și după ce punem tabla, punem strașina, cumpărăm niște floare ca lumea, că noi asta am pus-o acum. Și după aia vedem, vedem ce mai vine. Dați și voi like și spuneți-mi dacă am greșit ceva în comentarii acolo, dar nu mă certați rău, doar dacă am greșit rău.